Acest program conține plasare de produse. Emisiune oferită de compania Antibiotice. Găsit la prima ediție a emisiunii Produs în Iași. Sunt Mădălin Ionel și în următoarele 8 ediții vă propun să aflați povestea unei companii farmaceutice românești, sub acoperișul căreia, vreme de 57 de ani, s-au fabricat peste 15 miliarde de unități farmaceutice utilizate pe întreg mapamondul. O companie cu tradiție care, prin știință și suflet, a reușit să-și clădească un brand cu renume internațional, fiind peste hotare un ambasador al calității românești. Doamnelor și domnilor, Antibiotice Iași! În evoluția omenirii, medicina a însemnat o permanentă călătorie în timp, de la empirism la epoca modernă. Medicina a însemnat 7000 de ani de căutări și de punere în valoare a cunoștințelor tămăduitoare, a însemnat descifrarea misterelor artei vindecării omului, de la folosirea simplelor leacuri la cunoștințe valoroase folosite în fabricarea medicamentelor moderne de astăzi. O filă importantă din istoria industriei farmaceutice din România a fost scrisă în urmă cu jumătate de secol la Iași, în anul 1955. Atunci a început activitatea de producție antibiotice, prima companie farmaceutică din sud-estul Europei, care a fabricat substanța activă penicilina la mai puțin de 30 de ani de la descoperirea ei de către Alexander Fleming. La acea dată, compania purta numele de fabrica chimică numărul 2. Notorietatea de care s-a bucurat penicilina fabricată la antibiotice a făcut ca mulți ani această companie să fie cunoscută sub numele de penicilina, deși, în documentele oficiale, fabrica nu a purtat niciodată acest nume. Penicilina este unul din cele mai cunoscute și importante medicamente, atât pentru cei care lucrează în sistemul sanitar, cât și pentru publicul larg. Este o mândrie pentru noi să știm că la Iași a funcționat prima fabrică de antibiotice din sud-estul Europei. La vremea respectivă, ea reprezenta un medicament foarte important pentru bolnavi și mai ales în secțiile de chirurgie, deoarece era principalul antibiotic care se folosea în lupta împotriva infecției. Sunt afecțiuni și vă dau un exemplu, cum este actinomicoza, în care și astăzi se folosesc doze foarte mari de penicilină și care singurele care pot vindeca această boală. Penicilina reprezintă pentru noi și un brand al Iașului. Fabrica de antibiotice ar trebui iubită așa cum iubim Teatrul Național, așa cum iubim Copou, așa cum iubim Palatul Culturii sau Biserica Trei Ierarhii, deoarece ea reprezintă pentru ieșeni un punct de referință. Penicilina este folosită și azi în toate spitalele, nu numai din România, ci și în spitalele din alte țări. În anii care au urmat, Antibiotice și-a dezvoltat fluxuri tehnologice și pentru alte substanțe active, devenind astfel principalul furnizor de produse farmaceutice în spitalele din România. Între anii 1960-1976 are loc cea mai importantă extindere a fabricii prin construirea de secții de producție destinate fabricării penicilinelor de sinteză, extractelor și substanțelor de origine vegetală, dar și a unguentelor, cremelor și supozitoarelor.
Dacă la început compania antibiotice era cunoscută doar pentru un singur produs de penicilină, 22 de ani mai târziu, în 1977, zeci de produse farmaceutice erau fabricate și utilizate pe scară largă în spitalele din România. Eritromicina, penicilina V, rifampicina și oxitetraciclina, acestea fiind produse care au avut un impact major asupra eficientizării actului medical. Anul 1977 a reprezentat și momentul în care Antibiotice Iași a deschis porțile către piețele internaționale. Prestigiosul organism de control american Food and Drug Administration, aprobând fluxul de fabricație a substanței active streptomicina, un antibiotic utilizat cu precădere pentru combaterea tuberculozei. Astfel, în anii 80, substanțele active fabricate la Iași deveneau o componentă de bază pentru o gamă largă de medicamente fabricate de producători din zeci de state ale lumii, din Bulgaria până în Statele Unite ale Americii, din Elveția până în Maroc și Mozambic. Zeci de milioane de euro au fost investite în ultimii 15 ani pentru transformarea radicală a fluxurilor noastre de producție și adaptarea lor la cerințele de bună practică de fabricație. În afară de aceste investiții în modernizarea fluxurilor de fabricație, deci în special pentru a atrage și a avea regulile de bună practică de fabricație, au fost necesare investiții pentru redefinirea misiunii companiei antibiotice. Antibiotice a fost până în anii 1993 și chiar până în 1997, în special un producător de substanțe active. Începând cu anul 2000, s-a simțit prezentă în piața farmaceutică internațională prezența producătorilor din China și India care au venit și au scăzut în mod dramatic prețurile pentru substanțele active folosite în industria farmaceutică. A fost un moment radical, un moment în care a trebuit să ne reorientăm în întreaga noastră structură de producție. A fost momentul în care am hotărât că trebuie să devenim producători de produse finite și de aici nevoia de dezvoltare și perfecționare a unui număr important de produse finite. S-a dezvoltat capacitatea noastră de cercetare, s-au făcut investiții care astăzi le putem cifra la peste 5 milioane de euro în dezvoltarea centrelor de cercetare, a specialiștilor necesare, a aparaturii necesare, a echipamentelor specifice industriei farmaceutice în domeniul cercetării. Toate acestea au dus la crearea unui nomenclator de peste 153 de produse care astăzi se vând atât în România, în proporție de 70-75%, cât și într-un număr impresionant de țări de peste tot din lume. Împreună cu Lloyd's Register din Marea Britanie, am reușit să implementăm și să validăm procesele tehnologice în așa fel încât să putem spune și să demonstrăm pe baza certificatului care atestă managementul calității totale că noi producem medicamente valoroase din punct de vedere terapeutic, respectând normele de tehnică a securității muncii, deci respectând sănătatea salariaților noștri, dar în același timp respectând și condițiile de mediu, protejând și mediul înconjurător. Astăzi, în urma investițiilor de peste 30 de milioane de euro din ultimii 10 ani, Antibiotice este cel mai important producător român de medicamente, având cea mai complexă structură de producție. 8 fluxuri de fabricație separate pe care se produc atât substanțe active, cât și medicamente generice de uz uman și veterinar. Pulbere sterile pentru soluții și suspensii injectabile, capsule, comprimate, supozitoare și preparate de uz topic. Pe aceste fluxuri se produc medicamente din 12 clase terapeutice, prioritară fiind astăzi dezvoltarea medicamentelor ce tratează afecțiuni digestive, infecțioase, ale sistemului nervos central, oncologice și cardiologice. Ne bucurăm că avem în România un producător serios, așa cum este Antibiotice Iași, un producător cu toate normele de acreditare
absolut la zi și cel mai mare producător de generice din România. În ciuda faptului că ne gândim la Antibiotice Iași ca la un producător de produse antiinfecțioase, de fapt și de drept cu aceasta s-a început, pentru că la ora actuală Antibiotice Iași produce pe divizii separate atât produse pentru patologia cardiovasculară, digestivă, antialergică și așa mai departe. Elementul definitoriu în alegerea produsului, medicamentului care credem că este cel mai bun și accesibil pentru pacient, este bineînțeles să ne gândim la ce înseamnă sau ce garanții prezintă producătorul. Garanția lui constă în credibilitatea pe care o are pe plan intern și, evident, pe plan extern. Iată, atâta timp cât un producător este un producător de tradiție și Antibiotice Iași are peste 55 de ani de garanții și de autentificări a unei producții adevărate care respectă toate normele, iată că în acest context firesc că prezintă o alegere sau prezintă o prioritate pe lista dintre producătorii de medicamente. Cu o tradiție de 57 de ani, Antibiotice este acum cel mai important producător de antiinfecțioase din România, lider pe piața internă de medicamente injectabile, unguente, creme, geluri și supozitoare. Locul al patrulea în topul producătorilor de medicamente generice din România, al doilea producător mondial de substanță activă nistatină. Produce peste 150 de medicamente de uz uman din 12 clase terapeutice, dintre care 70 de produse sunt exportate în 60 de țări ale lumii. În industria farmaceutică, cel care se oprește din procesul firesc de a investi, practic se oprește din... își oprește destinul, își oprește posibilitatea de a exista peste timp. În aceste condiții am elaborat un plan de afacere ambițios care zic eu că în anul 2016 va duce ca această companie să producă undeva la 125 de milioane de euro pe an, din care peste 25 de milioane de euro să fie exporturi în peste 70 de țări ale lumii. Noi punem punct aici ediției din această seară a emisiunii Produs în Iași. Vă invit să continuăm șirul poveștii antibiotice și zilele următoare, de la aceeași oră, când vom afla cum se fabrică o substanță activă, un produs injectabil și o capsulă. Pe curând! Emisiune oferită de compania Antibiotice. Acest program a conținut plasare de produse.